Și una dintre asocierile uh, postului este că este asociat cu rugăciunea. Probabil că ați auzit post și rugăciune foarte des în Vechiul Testament. Când te rogi, când postești, de fapt, te și rogi, nu doar postești și nu te-ai rugat toată ziua, dar tu postești. Nu, nu funcționează așa. Și uitați vă în Daniel, capitolul 9, versetul 3, mi-am întors fața spre Dumnezeu, Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciuni și cereri. Postin în sac și cenușă. Rugăciuni și cerești și postin. Apoi în Neemia, capitolul 1, versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jenit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Iar, iarăși am postit și m-am rugat. Și în faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 3. Apoi, după ce am postit, au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Când postești, trebuie să te și rogi. Nu postești doar așa, ca să ai o cură, să zicem, pentru de detoxifiere pentru organismul po tău. Poți să iei și altfel de cură, dar nu are niciun efect din punct de vedere spiritual, dacă nu te și rogi înaintea lui Dumnezeu. Apoi, postul este de asemenea asociat cu smerirea de sine. Când postești, te smerești înaintea lui Dumnezeu. Nu te înalți înaintea lui Dumnezeu, te smerești înaintea lui Dumnezeu. Și iată ce zice Ezra, capitolul 8, versetul 21. Acolo, la râul Ahab, am postit un post de zmerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru toți. Apoi, în Un împărat, capitolul 21, versetul 27 și 29, spune ceva despre un împărat, împăratul Ahab. Împăratul Ahab era un împărat foarte rău. Dar iată ce spune Biblia despre el. După ce a auzit cuvintele lui Ilie care îl mustrase pe Ahab și arup hainele. Și a pus un sac pe trup și a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, tijbitul astfel. Ai văzut cum s-a smerit? Ahab înaintea mea. Pentru că s-a smerit înaintea mea. Nu voi aduce nenorocie în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a văzut în momentul când Ahab a început să se să postească, să ia sacul pe el. A văzut zmerirea sufletului lui. Deci postul înseamnă să te zmerești pe tine însuți, așa cum a făcut și Ahab. Iarăși, în psalmul 35 cu 13, și eu, când erau ei bolnavi, dușmanii uh, salmistului, mă îmbrăcam cu sac, îmi zmeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat la sân. Vedeți? Omul acesta... Salmistul spune așa, îmi smeream sufletul cu post. Postul este pentru a zmeri sufletul tău. Suntem mândri, suntem răutăcioși, suntem, ne înălțăm pe noi și când, te, când postești, ar trebui să te zmerești pe tine. Asta este scopul postului, smerirea de sine. Capitolul 9 din Matei, versetul 14 și 15. Și spune așa, atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus și i-au zis, de ce noi și farisei postim des, iar ucenicii tăi nu postez deloc? De ce? Era o întrebare, pentru că vă vedem pe voi că voi, voi sunteți numai pe la mese, pe la chermeze, pe la, un, pe la nu știu care vamești, pe la nu știu care aveți mese. Și nu vă vedem, nu vă vedem cum postiți, nu vă vedem cum, cum vă, vă, înfrânați trupurile. Pentru că Domnul Iisus, vedem în, în Evanghelie, nu vedem că El postește. Nu vedem că el postește. O singură dată vedem că el postește când este dus de Duhul în pustiu, 40 de zile, dar nu vedem pe el că postește în recurent în timpul celor trei ani și jumătate de, de, slujire. Și normal, acum farisei și cărturarii, voi de ce nu postiți? Voi de ce nu postiți? Și Isus le-a răspuns, Matei capitolul 9. Se pot geli în taș și câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zilele când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Răspunsul Domnului Iisus este uimitor, nu? Oameni buni, postul nu și are loc în momentul când eu sunt aici prezent cu ei. Când ucenicii sunt cu mine, ei sunt la masă cu mine. Ei gustă din mine, gustă din cine sunt eu, gustă din festinul veacului viitor, pentru că mă au pe mine cu ei. Și nu-și are loc postul, nu-și are loc jalea, nu-și are loc smerirea de sine. E, e veselie, e, cum să zic, un fructare din cine sunt eu. Când sunt cu mine ucenicii, nu au nevoie de post, de jale. Dar va veni vremea, spune el, când minele va fi luat de la el. Ei sunt acum la o nuntă. Postezi la o nuntă. Este ciudat să te duci să postezi. Noi mergem acum la o nuntă. Ar fi ciudat eu să mă duc acolo să nu mănânc nimic. Sau să nu beau nimic. Te duci la o nuntă și unul dintre lucrurile importante la o nuntă este să mănânci și să bei. Asta se întâmplă pentru că mâncarea și băutura arată ceva din bucuria pe care o împărtășești, miri se căsătorești și așa mai departe. Ei sunt cu mine la masă acum și gustă din mine. Și nu e loc pentru plânset, nu e loc pentru jale, nu e loc pentru lucrurile acestea, dar va veni ziua, va veni ziua când eu voi fi luat de la ei, de la ei și atunci uh, vor trebui să postească. Vor trebui să postească de ce? De ce? Pentru că nu voi mai fi cu ei și vor fi triști că nu voi mai fi cu ei. Va fi ceva, va fi ca, o, ca un fel de post de mine, dacă pot să spun așa, ca un fel de sete și foame după mine în momentul că nu, nu voi mai fi cu ei. Și de-aia vor, vor posti. Vor posti pentru că vor ca eu să revin, vor ca eu să, să mă întorc și vor ca Duhul lui Dumnezeu să coboare peste ei și să-i umple. Deci, care este scopul postului în înțelegerea Domnului Iisus? Scopul este de a jeli și de a plânge pentru că prezența lui Iisus nu mai este cu ei. Adică e un mod prin care lipsiți de hrană și de băutură și de putere, să spunem așa, îi spunem lui Dumnezeu Așa cum fizic sunt lipsit de hrană și lipsit de putere și lipsit de apă, tot așa resim și din punct de vedere spiritual că Iisus, lipsa prezenței lui Iisus. Vreau din Iisus, vreau din Hristos, tânjez după Hristos, tânjez după gloria viitoare și îi spun lui Dumnezeu, Doamne, umplemă, umplemă cu Hristos. Ce este postul până la urmă? Postul reprezintă acțiunea prin care noi ne privăm pe noi înșine de elementele esențiale ale vieții. Mâncare, hrană și alte lucruri. Pentru că atunci când poțim, cred că ar trebui să renunțăm și la Facebook și la mai multe alte lucruri de genul ăsta care ne distrează și nu ne pot face să ne concentrăm asupra lucrurilor lui Dumnezeu. Deci sunt și alte elemente astăzi, cel puțin, pe care trebuie să le luăm în calcul. Deci mâncare, hrană, ne privăm de aceste elemente cu scopul care? Să ne zmerim pe noi înșine, să ne golim de noi înșine și totodată să ne dedicăm în rugăciune cu scopul de a ne umple de prezența Duhului Dumnezeu, de prezența Mirelui Isus. Sigur, sub definiția asta majoră intră și ținte foarte precise, călăuzire, ajutor, putere, pocăință, sunt diverse motive pentru care noi am putea să postim și să ne rugăm. Toate intră sub această definiție.